Salut și bine v-am găsit la episodul numărul 3 din seria AutoKarma News Alert, unde vom face un rezumat la cele mai interesante subiecte recente din domeniul auto. Știrile de săptămâna aceasta sunt: dacă sunteți fani ai modelului Volkswagen Arteon, dar îl considerați prea mare, acum a apărut soluția. Se numește Volkswagen Lamando L. Mașina comandată de președintele Toyota se produce în doar 500 de exemplare. Vânzările Dacia au crescut anul trecut în toată lumea. Care este cel mai de succes model al constructorului român? Nu se simte criza financiară în România. Vânzările de mașini de lux au atins un nou nivel maxim. Noutăți importante în program Rabla 2022. Dar înainte să începem, îți propunem să apeși pe butonul de like. El face ca acest material să ajungă la cât mai multă lume. Dacă sunteți fani ai modelului Volkswagen Arteon, dar îl considerați prea mare, acum a apărut soluția. Se numește Volkswagen Lamando L. Modelul este însă destinat pieței din Asia. E un fapt cunoscut că în China se pune mare preț pe sedanuri și pe electrice. Ei bine, Lamando L nu are niciuna dintre aceste calități, dar se apropie de ambele. E un sedan coupé cu 4 uși fără rame la geamuri, care aduce mult cu Arteon. Împarte și aceeași platformă, MQB. Este însă mai mic, are 4,78 metri lungime cu 7,8 cm mai puțin față de Volkswagen Arteon, deci gabaritul este apropiat de al unui Passat. Noul model îl înlocuiește pe fostul Lamando, care era cu 18,6 cm mai scurt, de aici și sufixul L al noului model. Nu e electric, dar se apropie de gama ID prin elementele de stil. Interiorul, de exemplu, se aseamănă foarte mult cu cel din ID4. Apoi, banda LED dintre faruri se aprinde ca la modelele electrificate. În mijlocul ei se află sigla Volkswagen, care de asemenea se aprinde. Și stopurile au fost influențate de desenul celor ale lui ID4. Cum chinezii nu sunt la fel de restrictivi ca europenii când vine vorba de poluare, Lamando L a păstrat vechiul 1.4 TSI. Acum însă dezvoltă 150 de cai putere, cu 20 mai mult. Surplusul de putere vine fără ajutorul electrificării. Astfel dotat, Lamando L atinge 100 de km pe oră în 8,5 secunde. Prețul modelului în China este de aproximativ 35.000 de euro. Mașina comandată de președintele Toyota se produce în doar 500 de exemplare. Toyota produce surprize pasionaților de mașini sport cu GRMN Yaris, modelul care tocmai a fost dezvăluit la salonul auto de la Tokyo și care poartă semnătura Toyota Gazoo Racing. Departamentul de curse al gigantului japonez va produce o serie limitată, de doar 500 de unități, începând cu vara viitoare, fiind destinată exclusiv șoferilor profesioniști. Un alt aspect foarte interesant este că acest Yaris a fost comandat direct de președintele Akio Toyoda, care poartă adesea costumul de pilot și participă la unele competiții sub pseudonimul Morizo. În ceea ce privește motorizarea, mașina preia motorul turbo cu 3 cilindri de 1,6 litri de la GR Yaris. Puterea oferită este de 272 de cai putere, iar transmisia este manuală, cu 6 trepte. Suntem curioși de părerea voastră în legătură cu acest aspect. Considerați o alegere greșită faptul că noul model vine exclusiv cu o cutie manuală sau nu? Lasă-ne răspunsul tău în secțiunea de comentarii a acestui videoclip. Ne întoarcem așadar pe plan local, unde vânzările Dacia au crescut anul trecut în toată lumea. Constructorul auto Dacia a vândut anul trecut 537.000 de mașini, în creștere cu 3% față de 2020. În Europa, Dacia a atins o cotă de piață de 6,2% în segmentul vânzărilor către clienții particulari, devenind în premieră a treia cea mai vândută marcă în rândurile acestei categorii de public. Dacia este cea mai vândută către clienții particulari în Franța și se situează în top 5 în alte 9 țări europene, precum Italia, Spania, Portugalia, Belgia, Austria, Polonia, Cehia, Ungaria și Croația, în timp ce în Germania se află în top 10. În 2021, pentru al 5-lea an consecutiv, Sandero a fost cel mai vândut model din Europa, către clienții persoane fizice, iar în unele țări a fost chiar cel mai vândut model către toate categoriile de clienți. Totodată, o tendință similară a fost consemnată pentru Dacia Duster, care este din 2018 cel mai vândut SUV din Europa. Nu se simte criza financiară în România, vânzările de mașini de lux au atins un nou nivel maxim. Astfel, Ferrari are 31 de mașini matriculate, iar Rolls-Royce 12. Anul 2021 este considerat de constructorii auto cel mai volatil și impredictibil an din istoria industriei, influențat atât de pandemie, de restricțiile de călătorie, dar și de lipsa componentelor electronice, care a dus la blocarea uzinelor. De partea cealaltă, sectorul de lux a înregistrat creșteri record, atât la nivel local cât și la nivel mondial, pe fondul cererii tot mai mari. Cele 5 mărci de lux prezentate pe piața locală, Aston Martin, Bentley, Ferrari,
Ferrari, Lamborghini și Rolls-Royce au înregistrat per total o creștere a numărului de mașini noi matriculate de 34% la 123 de unități. Dintre acestea, doar Lamborghini a înregistrat o scădere de 12%, de la 33 la 29 de mașini în 2021. Ministrul Mediului a anunțat că programele Rabla Classic și Plus vor avea o valabilitate de 3 ani, din 2022 până în 2024, și vor avea cel mai mare buget alocat de până acum. Ca prime noutăți, ministrul a menționat posibilitatea de a preda două vehicule în loc de unul, așa cum era până acum, precum și acordarea unui bonus suplimentar de vechime, în valoare de 1500 de lei, pentru mașinile mai vechi de 15 ani și cu normă de poluare Euro 3 sau inferioară. Astfel, pentru achiziționarea unei mașini prin Rabla Classic, cei care participă la program vor putea primi o primă de casare de 6000 de lei, la care se adaugă un bonus de vechime de 1500 de lei, pentru mașinile mai vechi de 15 ani. Cu o singură mașină casată se acordă astfel 7500 de lei pentru achiziționarea unui vehicul nou cu motor convențional. În cazul casării a două mașini, suma maximă acordată de stat poate ajunge la 12.000 de lei, care conform AFM includ 9.000 de lei primă de casare și două ecobonusuri de câte 1.500 de lei pentru vechime. Vă mulțumim tuturor pentru că ați urmărit în întregime materialul nostru. Sperăm că v-a plăcut, iar dacă considerați că ați aflat ceva util, le puteți sugera și prietenilor canalul nostru de YouTube. Este important să rețineți că episoadele apar în fiecare săptămână. Până la ediția următoare, drumuri bune!